Botoșanii spun că petrecerea timpului liber în weekend este modalitatea perfectă de a ieși din stresul cotidian. Aceștia văd ieșirile prin parc, cititul unei cărți sau plimbările cu cei dragi, modalitățile perfecte prin care pot uita de problemele zilnice. În weekend, de obicei, mai citesc sau ieși cu prietenii, mai mult îmi petrec timpul și cu verișoara mea, familie, atât. Plimbare, mai ales acum că o să avem și un bebeluș. E bine, citesc, alerg, mă plimb. Mergeți și la cinema sau... Câteodată. De exemplu, săptămâna aceasta o să fie o expoziție de artă. Ce părere aveți? Cum vă sună ideea? Foarte frumos. Și ați dorit să mergeți? Nu sunt în Botoșani. Botoșenii care încă nu și-au făcut planuri pentru acest weekend se pot delecta cu un film bun sau își pot încânta privirile la expoziția de artă naivă de la galeriile de artă Ștefan Lucian. Deci vă așteptăm la Cinematograful Unirea. Un program de vacanță pentru copii, la orele 11, 12, 30 și 14, desene animate dublate în limba română. Pentru pensionari, duminică la orele 16, Charleston, un film românesc gratuit. Și în premieră, în această săptămână, trei filme, O viață violentă, Copacul vrajbei noastre și în avanpremieră, Utoia. Vă așteptăm la film. Și în acest weekend vă invităm să vedeți o expoziție deosebită de artă naivă organizată de Centrul de Creație Botoșani. E vorba de al șaselea salon de artă naivă, de data aceasta cu participare internațională. Zi de zi, de la 9 la 17, botoșanenii sunt așteptați să ne treacă pragul. Galeriile nu sunt ale celor de ieri, ale celor de azi, ci sunt ale celor de mâine. Așadar, cei care încă nu știu ce să facă în acest weekend sunt așteptați la Cinema Unirea și la galeriile de artă Ștefan Lucian Botoșani pentru a vedea creații ale unor artiști de renume sau producții cinematografice demne de premiile Oscar.